Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dragi părinți, înțeleg că iar s-a schimbat modificarea cu vacanțele elevilor. Vacanța din februarie nu o să fie în același timp. Revine. Da, revine. Pentru toți elevii, școlile trebuie să decidă în urma consultării cu părinții. Elevii și profesorii, în ce interval din februarie, vor avea o săptămână de vacanță. Și decizia aceasta trebuie luată până la 30 mai, deci luna asta. Deci, practic, trebuie organizate cumva consultări. Consultări, da. Pe grupurile de WhatsApp, cum se fac consultările astea? Dar oricum înțeleg că e la nivel de județ, adică nu da. Fiecare școală în iată, parte decide... Iată ce declară ministrul educației, Sorin Câmpeanu, la Digi24, citez, este vorba de o descentralizare la nivelul fiecărui județ. Da. Deci, practic, nu fiecare școală zice cum vrea, ci fiecare județ prin consultare, așa înțeleg, nu? Pe noi aici nu ne ajută prea mult, că dacă și-a tot Bucureștiul în același timp vacanță, n-ai făcut nicio șmecherie. Dar care era șmecheria? Eu am observat că modelul ăsta e practicat în Spania, de exemplu, că am văzut când am fost acum în vacanță, m-am uitat să văd când au ei vacanță școlară, că vreau să duc copiii în parcul de distracții și atunci eu omor în parc. Așa. Și am observat cu acest prilej că regiunile din Spania au vacanța de Paște în intervale diferite, adică cuprind, evident, sărbătoarea propriu-zisă. Dar unii au cu o săptămână înainte, unii au cu o săptămână după, alții au ambele săptămâni. Și bănuiesc că ăsta e modelul și ajută la realizarea proiectelor de vacanță pentru părinți. Prin că la noi, dacă toată lumea are în aceeași săptămână vacanță și toată lumea pleacă pe Valea Prahovei, da, toată lumea se duce în același loc. Aici este, de fapt, în februarie nici n-ai prea multe variante. Adică în februarie te duci la munte, că na. Păi mai sunt și alte munte în afară de Valea Prahovei, în România. Da, mai sunt muntele Bulgăresc, unde se îndreaptă mulți cetățeni. E plin Ardealul de munte frumos. Și... ai pentru ardeleni și dincolo de Arc. Aha. Dar pentru bucureșteni, că aici, noi aici avem frământarea, că aici sunt și cei mai mulți elevi. Aha. Știi? Ok. Ar fi fost de folos să fie în București cumva. Cum e săptămâna altfel, știi? Săptămâna altfel e tot așa, răspândită. Nu mai e... Că înainte era săptămâna altfel pentru toți elevii în același interval. Și era umor la Antipa. Că mergeau acum, dacă e pe județ, zeci de mii de elevi la muzeele. Asta nu schimbă cu nimic. În București toți elevii o să aibă vacanță în aceeași săptămână și toți o să se ducă la Antipa și la Mall la Mec. Păi asta adică, ideal era să... Da, să tot e ceva și dacă pe deci, județe o mai... Stai să explic. E vorba de descentralizare la nivelul fiecărui județ care poate decide dacă intră în vacanță pe 30 sau 17 februarie 2023. Deci e pentru la... Deci sunt 3 săptămâni. Nu, sunt 3 posibilități de a se intra în vacanță. Pe 3, pe 10 sau pe 17 februarie. Asta înseamnă că sunt totodată 3 săptămâni... De vacanță? De vac... Nu, e un interval de 3 săptămâni în care se poate intra. Se poate intra în vacanță. Se înțelegea că se dau 3 săptămâni de vacanță. Iată ce spune domnul Câmpeanu. E o măsură care micșorează foarte mult presiunea pe locațiile turistice și pe rețeaua rutieră. Uite că și în Austria și în Elveția e la fel. Am primit două mesaje acum concomitentement. Ok, păi hai să vedem cum o să fie. Poate nu mai e coadă la girafă. Ca să se evite. Da. Dar dacă județul București ia vacanță totodată împreună cu județul Ilfov, e clar că Valea Prahovei o să fie blocată din nou. Da. Și mai pui și un Brașov în vacanță și s-a terminat. Că poate și Brașovul, ce să vezi, ca București. Asta e. Da. Bine, vom vedea cum o fi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.